Pregătirea meciului amical dintre Aro Câmpul Lung și Mușcelul Câmpul Lung a început de fapt cu o zi înainte, atunci când la baza sportivă din Comuna Dragoslavele, administratorul stadionului a curățat întreaga suprafață de joc de zăpadă. Numai că ninsoarea abundentă de peste noapte a făcut ca munca sa de vineri să fie în zadar. A fost nevoie de intervenția în forță a tinerilor jucători de la CSS din Nicu Golescu, care au avut și ei programat sâmbătă dimineața un meci amical, însă la ora meciului echipelor mari, chiar dacă pe alocuri era un strat subțire de zăpadă, s-a jucat în condiții bune. La ora 15, împreună cu brigada de arbitri condusă de Cristian Ghelina, cele două echipe au ieșit la centrul terenului în următoarea formulă aleasă de antrenori: Dumitrică, Cochi, Bogdan Stancu, Leca, Chirciu, Robu, Neagu, Ciobanu, Gabriel, Genaru, Măzărache, Horvat pentru Aro Câmpul Lung, Marin, Stelea, Nuță, Bălan, Luca Stancu, Elvis Ceacio, Georgian Genaru, Floarea, Ghiță, Fernandez și Niță pentru FC Mușcelul. Partida a început perfect pentru Aro, care a deschis scorul prin Laurențiu Robu în minutul 4, dar Andrei Stelea a egalat un sfert de oră mai târziu. Un meci început atât de frumos a continuat, din păcate, cu o serie de incidente petrecute pe teren între jucătorii celor două echipe. Potoliți cu greu de arbitri și de oficialii de pe margine, jucătorii au revenit la joc, iar până la pauză s-a mai înscris o dată. A făcut-o minutul 38 cu execuție de efect tânărul Luca Stancu, astfel că Mușcelul Câmpul Lung a intrat în avantaj la vestiare, scor 2-1. După pauză, Aro Câmpul Lung a schimbat aproape întreaga echipă, dar și echipamentul de joc. Au fost păstrați din primul 11 doar Bogdan Stancu și Simon Măzărache, iar acesta din urmă a marcat în minutul 53 pentru 2-2 la debutul în tricoul echipei Aro. Seria golurilor din acest meci frumos a continuat cu reușita americanului din atacul formației Mușcelul, Lucas Fernandez, care a marcat în minutul 70 pentru 3-2 în favoarea echipei sale. Scorul final al partidei dintre Aro și Mușcelul Câmpul Lung, 3-3, a fost stabilit de Andrei Nilă în minutul 83 cu execuție sigură de la 11 metri. A fost așadar un meci frumos, pe alocuri chiar spectaculos, cu goluri, cu răsturnări de scor, dar fără o echipă învingătoare. Pe parcursul celor 90 de minute de joc, antrenorii celor două echipe au folosit toți jucătorii pe care i-au avut la dispoziție.
Până la antrenamentul cel mai important, a trebuit să vedem și noi mai mulți jucători. I-am împărțit lotul, după cum ați văzut, în două. La pauză, în afară de Mazarache și Stancu, care au jucat undeva la 66 de minute, ceilalți toți au rămas la cabină. Cred că ne-am atins obiectivul acela de a avea un antrenament bun, chiar dacă au fost și momente tensionate pe parcursul acestui meci. Până la urmă, tot a ieșit cum ne-am dorit cu toții, un meci bun, un meci de pregătire, în condiții, cred eu, destul de bune aici la Dragoslavele, unde vreau să spun că să-i felicit pe copii, pe juniorii noștri de la Dinivu, care două ore jumătate am reușit să dezepezim acest teren. Nou veniții, cum s-au mișcat? Da, au fost mai mulți jucători pe care au venit destul de bine, pe care îi urmărim în această perioadă. Consider că s-au descurcat destul de bine, vor urma jocurile amicale, unde vom definitiva probabil și lotul de jucători. Bravo, băi, bravo! Bravo, băieți! Cea mai tare galerie! O punct final, 3-3. Rezultatul a contat, antrenamentul de astăzi și a contat mai mult. Pentru noi a contat mai mult antrenamentul. Am avut obiectiv să vedem câțiva jucători la treabă, să vedem dacă o să rămână la noi, să își dea Vasi o părere cu întreg staff-ul. Ne-am atins obiectivul, spunem, un meci frumos. Chiar dacă au mai existat unele tensiuni la început, a fost un meci frumos care cred că a plăcut tuturor. Și din jucătorii pe care ați urmărit? Avem trei jucători care o să rămână alături de noi. Trebuie să vedem discuțiile pe care o să le avem privind contractul cu Lucas Fernandez, Elvis și brașoveanul Norbert. Iar dacă totul o să fie ok, o să-i vedeți la Câmpul Lung început de luni. Pentru ARO Câmpul Lung, următorul meci amical este programat pe 4 februarie, tot la Dragoslavele, în compania formației din Liga 3-a, Unirea Bascov, în timp ce Mușcelul Câmpul Lung caută un adversar pentru aceeași dată, după ce Dunărea Călărași a anunțat că nu mai poate juca acest meci. Pe 8 februarie însă, la Câmpul Lung, pe Municipal, se va juca meciul dintre Mușcelul Câmpul Lung și Dinamo București, echipa din Liga 2-a, pregătită de Ovidiu Burcă.